Băgem. Pentru ce te afli la an? Cum se numește? Pentru fot. Ai permis? Nu. Te-ai gândit vreodată să-ți iei permis? Că nu e bine să te ruși la volat? Ai permis? Nu. Ți-au dat pedeapsă? Da. Cât ți-au dat? 3 ani. Elevii din clasele a 11-a și a 12-a de la Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu au ajuns la închisoare, nu pentru că ar fi încălcat legea, ci pentru că au vrut să cunoască îndeaproape tinerii de aceeași vârstă cu ei, care s-au lăsat pradă tentațiilor și au ajuns după gratei. Odată ce aceștia au pătruns în incinta penitenciarului, s-au întâlnit cu cei aflați în arest, dornici să-și povestească faptele. Unii dintre ei au furat, au tâlhărit sau chiar au vrut să omoare. În timp ce mă întorceam spre sat la mine, mi-a apărut doi înși în față, cu două băieții mână și au vrut să mă bată. Și atunci am scos din buzunar un cuțit stil briceal și am înțepat pe amândoi. Până la ora 12 avem aerul, dar mai întâi ne trezim dimineața normal, după apel ne bem o cafea, ne aprindem câte o țigare, mai jucăm un șah, o tavă, un remi, până la masă. Sau ieșim la aer chiar. Avem 3 ore de aer. Pe timp de vară avem 4. Elevii recunosc faptul că nu se așteptau la atât de multă sinceritate din partea deținuților. Experiențele lor i-au ajutat să-și dea seama cât de importante sunt familia, anturajul, dar și stăpânirea de sine. În primul rând îmi place și cred că putem să învățăm ceva de la persoanele astea, să învățăm din greșelile altora, să nu facem și noi ca ei. Consider că este foarte utilă pentru că putem învăța din experiențele deținuți. Mă așteptam să găsesc ce am aici. Da, mă așteptam să nu fie chiar atât de optimiști, adică mă gândeam că vor comite aceleași infracțiuni după ce vor ieși, dar se pare că sunt mai conștiincioși. Profesorii coordonatori spun că numai așa vor reuși să-i sensibilizeze și să-i responsabilizeze pe tineri în ceea ce privește infracționalitatea. Suntem cu un grup de elevi, de 40 de elevi de la Colegiul Național Pedagogic în acest proiect. Obiectivele noastre sunt sensibilizarea față de problematica pe care o au tinerii deținuți și în același timp prevenirea comportamentelor de risc. Acțiunea face parte dintr-un proiect mai amplu numit Lecții de Viață. Acesta este destinat adolescenților din liceele constanțene și constă în vizite și discuții libere cu tinerii încarcerați în penitenciarul de maximă siguranță Poarta Albă. Proiectul Lecții de Viață nu este la primul an de desfășurare. Anul acesta, în schimb, i-am dat o întindere regională mult mai mare. Acoperim tot județul Constanța. Scopul este ca într-o perioadă și de criză globală să găsim soluții verzi pentru a preveni comportamente infracționale juvenile. Proiectul se va încheia în luna mai, după ce adolescenții din instituțiile de învățământ vor învăța mai multe lecții de viață despre tentații și libertate.